Haideți să vedem o altă aplicație legată de dreapta perpendiculară pe un plan și avem problema numărul 2. Pe planul triunghiului ABC se ridică perpendiculara AM cu AM 18 și știu mai departe că triunghiul meu ABC are laturile AB egală cu AC 30 de cm, iar BC ca fiind 36 de cm. Cerința problemei este să aflăm distanțele MB și MD, în care știm